Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua! Ați fost invitați pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie prin dispoziția primarului numărul 221 din 8 septembrie. Sunt prezenți în total 12 consilieri locali, 9 fizic, 3 online. Lipsesc 3 consilieri locali, doamna botezată Alina Gabriela, domnul Ceangău Alexandru Tarcisiu și domnul Moraru Benone. Ședința se poate desfășura în condiții normale, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal al ședinței anterioare? Dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog că domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua, salut mâinile! Suntem în cea de-a 53-a ședință a Consiliului Local Slănic Moldova, care are la ordine de zi 5 puncte, iar la suplimentare 3 puncte. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu 5 puncte și suplimentările cu 3 puncte. Cine este de acord? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu 5 puncte și 3 suplimentare. Cine este pentru? Mulțumesc! Putem să trecem. Vorbiți. Nu, gata. La punctul numărul 1, proiect hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor mobile din domeniul privat al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna septembrie. La punctul numărul 1 este vorba de bunurile imobile, în special terenuri, care trebuie să trecute în inventarul domeniului public. Privat, având în vedere că fără un extras din acest inventar nu putem să mergem mai departe în situațiile în care avem nevoie să concesionăm, să reglementăm niște terenuri vis-a-vis de cerințele pe care le au cetățenii. În principal, trebuie să precizez că avizul Ministerului Apărării este foarte important și fără a avea poziția de inventar și un extras de inventar, Ministerul Apărării nu ne acordă avizul. Pentru cei care urmăresc materialul filmat, trebuie să înțelegem că din această vară nu mai putem să concesionăm anumite terenuri fără avizul Ministerului Apărării. Respectiv, și dacă 20 de metri pătrați și dacă 2000 de metri pătrați trebuie să concesionezi, atunci trebuie acest aviz și din această cauză și durează, dar și trebuie să respectăm niște prevederi pe care dumnealor ni le impune, care de altfel sunt în lege, adică inventarul domeniului public trebuie aprobat și actualizat permanent. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1 la ordine zi, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră proiectul de hotărâre la punctul numărul 1 la ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind inițierea întocmirii planului urbanistic zonal cu scopul construirii sau de sport la școala numărul 3 și construire și dotare două laboratoare școlare la școala gimnazială numărul 2 Cireșoaia din orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Este vorba de dorința noastră de a construi o clădire legată cumva de clădirea existentă în care să fie 4 săli de clasă, două laboratoare și două săli pentru grupa 0 la școala de la Cireșoaia vorbim și sala de sport didactică care este necesară, care trebuie integrată lângă terenul de sport. Aici aș vrea să fac o precizare. Finalizarea pistei de alergare de la terenul de sport de la Cireșoaia nu s-a făcut tocmai că trebuie să amplasăm sala de sport și abia după aceea să vedem cum reușim să facem această pistă.
atât din punct de vedere al săpăturilor, pentru că s-ar putea să facem pista și după aceea să fie deranjată de lucrările de la construcția sălii de sport, dar și din punct de vedere al încadrării acestei piste în, cumva, într-un flux de sport vis-a-vis de flux pietonal acolo. Și mai fac precizarea că maxim la sfârșitul anului acesta o să, sau hai să zicem maxim până în primăvară, pentru că vrem să asigurăm și o sală de clasă pentru informatică, o să avem deja autorizația pentru demolarea grădiniței și o să schimbăm acolo fluxul și de pieton, dar și imaginea școlii care acum suferă din această cauză. Intenționăm să creăm și condiții pentru cadrele didactice, pentru niște parcări acolo, pentru că acum este o problemă mare cu parcările atât la școală cât și la grădinița de la Cireșoară. În acest sens, suntem dornici să punem în funcție, adică să practic să relocăm laboratorul, dar să și îmbunătățim. În sensul acesta, noi deja avem aprobată pe PNRR și dotarea cu mobilier și echipamente educaționale, tehnică, toate proiectoare și toate echipamentele necesare, laptopuri, ce mai este necesar, și sperăm noi ca până în primăvară să facem această achiziție și copiii să aibă condiții mai bune și pe POR cel mai probabil să primim bani pentru aceste clădiri și sala de sport pe Compania Națională de Investiții, dar clădirea, extinderea și îmbunătățirea condițiilor acolo pe planul operațional regional vom fi eligibili sigur să facem. Bineînțeles, acolo avem obligația să asigurăm și energie verde, adică să facem cât mai aproape de zero emisii aceste unități didactice. Dacă sunt discuții la punctul numărul 2 a ordinii de zi, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre cu privire la punctul numărul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumim. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, modificare traseu, rețea gaze naturale, localitatea Slănic Moldova, strada Lecu Aslan numărul 3, beneficiar UAP Slănic Moldova, inițiator Economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum v-a explicat domnul primar în deschidere, este vorba de rețeaua care este paralelă cu actuala clădire de la ISU, care trebuie îngropată ca să rămână alimentare și pentru ISU și pentru ceilalți beneficiari din zonă. Dacă sunt discuții la punctul numărul 3, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, spun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre la punctul numărul 3. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre prin aprobarea unor tarife pentru manoperă lucrări în cadrul serviciului public de salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator Economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. O clarificare, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Aceste manopere pe care vi le propunem sunt manopere altele decât cele care fac obiectul serviciului de salubrizare. Întrucât, odată cu primirea licenței, când primim licența de salubrizare, acolo sunt evidențiate manoperele aferente, aceste manopere sunt manoperele pe care proiectantul le-a pus pe arii protejate, pe proiectul nostru POIM, pe arii protejate, și ne dorim să încredințăm aceste lucrări serviciului de salubritate. Prima etapă este să aprobăm prețurile, tarifele, conform legii, după care serviciul de salubritate o să ne comunice intenția dumnealor, adică capacitatea dumnealor și dorința de a face aceste lucrări. Și acest lucru este foarte important, întrucât am primit
De altfel, este o hotărâre de guvern care spune că până la 31 decembrie trebuie să terminăm aceste lucrări și încercăm această încredințare directă și din dorința de a scurta timp și de a evita anumite neplăceri vis-a-vis de achiziția, eventuala achiziție liberă a acestor lucrări. Dacă sunt discuții la punctul numărul 4 al proiectului de hotărâre, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt... Vrei să vorbești? Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu, mulțumesc. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local Oraș Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna octombrie 2023. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Eu am o propunere pentru doamna Andreea. Doamna Soloschi, da? Soloschi. Mai are cineva altă propunere? Dacă nu mai vrea domnul nimeni... Domnul Ionel a scos în locurile. Ce am făcut domnul Ionel? Tot fără de la voastră. Nu, dar pun și eu întrebare. Ce am făcut? Se propunea pe domnul Ionel. Păi, uite, propun eu pe domnul Ionel. Noi colegi, noi colegul nostru, nu tipă... Trebuie să-și accept. Le-a fost că trebuie să mă la operație iar cu datura. Avem grijă de sănătate, domnul. La cât vă urmați? 3 luni continuu? 8 luni trebuie să stau. Acum trebuie să mă ocrea să vadă dacă a prins asta, o stasă de o scutătură, o să trebuie să-l împăle în loc. Era bine dacă te lăsăm acela locul. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea domnului Sergiu. Cine este pentru doamna Soloschi? Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la suplimentări. Sănătate. Sănătate. Primul punct, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Orașului Slănic Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Slănic Moldova. Vă rog să faceți propuneri. Începem cu o propunere pe domnul Cioban. Domnul Cioban. Da, ne aude domnul Cioban. Deci, doamna Buțan. Și eu îl propun pe domnul Morar. Deci, domnul Ciobanu, domnul Moraru și domnul Buțan. A fost Ciobanu, Buțan și Moraru. Da. Da, da, da. Eu mă întreba dacă mai sunt și alte. Deci, ordine este Ciobanu, domnul Buțan și punct 3, domnul Moraru. Gabriel. Mai sunt alte propuneri? Supun spre aprobarea dumneavoastră candidatura domnului Ciobanu. Cine este pentru domnul Ciobanu? Unanimitate, da? Punctul numărul 2. Doamna Buțan, cine este? Nu, dar trebuie să doi. Este că trebuie doi, domnul. Doi, doi. Supun spre aprobarea noastră propunerea privind desemnarea doamnei Cioban, doamnei Buțan, îmi cer scuze, în Consiliul de Administrație Școlii numărul 1. Cine este pentru? Trei voturi, da. Supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea ca domnul Moraru Gabriel să facă parte din Consiliul de Administrație Școlii numărul 1 Slănic Moldova. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci domnul Ciobanu și domnul Moraru Gabriel fac parte din Consiliul... Dar eu abțin, nu ați întrebat. Îmi cer scuze. Deci, cine se repet, la domnul Cioban a fost unanimitate, da? Domnul Cioban a fost unanimitate. La domnul Moraru Gabriel, îmi cer scuze. Dacă se abține cineva,
Este cineva, dumneavoastră, vă... Și dumneavoastră vă abțineți? Da. Da, două. Da. Este cineva împotrivă? Pentru sunt 7, da? Da. Dacă sunt 7 pentru, sunt 12 consilieri locali prezenți și este majoritatea. Deci este domnul Moraru Gabriel, trece. Deci domnul Ciobanu și cu domnul Moraru Gabriel. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Stănic Moldova în Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar de pe raza Orașului Stănic Moldova. Vă rog să faceți propuneri. Eu propun cu Sergiu Meșteacă. A spus și e propunerea. Altcineva. Deci unul, Sergiu Meșteacă. Meșteacă, Sergiu. Tot doi trebuie să fie, nu? Unu. Mai sunt doi cele și unul acela. Altă propunere. Nu mai aveți. Supun spre aprobarea dumneavoastră desemnarea domnului Meșterca Sergiu ca reprezentant al Consiliului Local în Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar de pe raza orașului. Cine este pentru? Se abține cineva? Doamne, nu se abține, doamna... Domnul, eu nu l-am văzut pe acest domn să vină, să da. Trebuie sau asta. L-ați invitat? V-am întrebat, ați răspuns. Este cineva împotrivă? Da. Nu. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, suplimentări, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului reabilitare, modernizare, dotări clădiri publice, reabilitare clădirii SVSU Slănic Moldova, județul Bacău. Aici, dacă îmi permiteți, pentru... am discutat în comisii, dar pentru cei care urmăresc materialul filmat. Noi vrem să reparăm, să reabilităm clădirea de la pompieri, cum le spunem noi, de la SVSU, cu scopul de a asigura condiții pentru un pichet de pompieri dotat cu două garaje și cu toate celelalte spații necesare și de odihnă și de așteptare, dar vrem acolo să creăm spații pentru alte două funcțiuni. Pentru serviciul de salubritate, vestiare, dușuri și tot ce trebuie pentru a funcționa, unde se prezinte angajații, unde se schimbe și alte. Avem boxele pentru electrician, pentru mecanic, pentru a practic partea de întreținere a stațiunii, a localității, că nu e numai stațiunea, este și Valea Sănicului. Și de asemenea, la etaj, vrem să creăm un spațiu pentru arhivă. Noi nu avem arhivă, arhiva noastră acum este în primăria veche și trebuie să creăm niște spații și conforme, dar și să fie ale noastre, să nu avem probleme pe viitor cu acest lucru. După ce s-a făcut studiul de fezabilitate, prima dată trebuie să spun că noi am avut aprobat, adică avem aprobat 5 milioane și aproape 200 de mii de ron pentru pe PNRR pentru această clădire. Studiul de fezabilitate a ieșit 7 milioane și puțin mai mult de 7 milioane. Proiectul tehnic de data aceasta, indicatorii tehnico-economici sunt foarte aproape de realitate, în sensul în care s-a finalizat proiectul tehnic, care înseamnă 8.632.000. Noi ne propunem ca să urcăm în sistem, adică să v-am propus să aprobării această sumă, urmând ca după aceea, după ce scoatem la licitație lucrarea, practic, prețul de licitație de adjudecare este prețul corect, raportat la ce a spus proiectanții. Știți că proiectanții pun de obicei o marjă puțin mai mare. Acum e adevărat că fluctuează și resursa, costul de construcție, resurs, salariu minim, se aude că o să crească. În fine, astea sunt detalii pe care o să le discutăm la vremea respectivă. Noi avem pe ce să, adică facem, dacă semnăm contractul, începem lucrările pe banii de la PNRR, în speranța că între timp aceste sume vor fi ajustate, pentru că toate primările se confruntă cu această situație de a pune mulți bani pe lângă banii care vin din PNRR. Respectiv, o să analizăm la momentul la care o să fie necesar care este diferența de bani pe care trebuie să o punem de la bugetul local și
de unde facem rost de acești bani. Asta este ceea ce v-am să precizez și vă mulțumesc. Dacă de aceea sunt discuții la punctul numărul 3 suplimentar, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră punctul numărul 3 suplimentar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Declar ședința închisă.